În forță, în forță am revenit și astăzi. Nu vă uitați la materialul video, nu vă uitați în continuare la filmuleți, dați share și mergem pe încredere. Să fim cât mai mulți cei care ne uităm la acest filmuleț, că și eu mă uit imediat după ce îl postez. Că vedeți, se întâmplă lucruri bune. Tocmai ce am revenit ieri, după 14 zile de carantină și o măsură foarte importantă a fost luată. Știți că vorbeam ieri dimineață despre regulile absurde cu revenirea la pescuit, da? În câteva ore, ministrul agriculturii, domnul Oros, a schimbat ordinul, a schimbat reglementarea. Acum pescarii, cei care merg mâine la baltă, au voie să socializeze între ei. O victoria noastră. Vedeți, dacă suntem mulți aici și punem presiune, ajung cuvintele noastre la cine trebuie. Că a venit nebunul de Bendea, s-a schimbat reglementarea. Aha. Da, alături de voi, mulțumesc. Haideți să stăm aici, să dezbatem. Să afle cât mai mulți discuțiile noastre, că mai avem de luptat cu prostia, că mama proștilor e mereu gravidă, știm asta. Păi deputatul PSD, Rădulescu, mitralieră, ce a zis, domnule, ce a zis? Guvernul să-și asume public faptul că datele colectate de termoscanere nu vor ajunge nicăieri. Că a vorbit el cu niște aitiști și a zis că termoscanerele au un soft de ăla. Ce termen, ce exprimare! Băi, ăsta e cu teoria conspirației sau cu teoria constipației? Când te gândești că la bază el e medic și zici, Doamne, bine că e în Parlament. În Parlament debitează căcaturi pe banii noștri, debitează prostii. Dacă ar fi fost medic, la pregătirea lui nenorocea pe cineva. Auzi, mitralieră, pe ăsta mitraliază cu prostie. Apropo de mitralieră, titlu mare în ziar, ghici cum o cheamă în buletin pe Gina Pistol. Și am încercat să mă gândesc, fără să citesc articolul. Și bă, Gina Flintă, nu, Gina Obuz, nu, Gina Grenada, nu, Gina Carabina. Și când mă duc mai departe, văd că de fapt în buletin o cheamă Georgeta Pistol. Extraordinar. Nu părăsim domeniul monden, că-i vineri. Și trebuie să vorbim și de lucruri mai puțin plăcute, ci că Lidia Buble s-a despărțit de Răzvan sau de Dani, că pe ăștia nu-i pot deosebi. Lidia, cum și-au dat seama ziariștii că acest celebru cuplu monden s-a despărțit, Lidia Buble nu-l mai urmărește pe Răzvan pe Instagram, dar nici el nu mai urmărește pe ea pe Instagram. Ce deducție! Sherlock Holmes, Agatha Christie, Arsène Lupin! Așa-i, așa-s vremurile. Îți cunoști mare iubire pe Facebook, ți-o împărtășești pe Instagram să vadă toată lumea și după ce se strică tot, se înjură unii pe alții pe TikTok. Și apoi pleacă fiecare pe Tinder să-și găsească perechea și sufletul și trupul potrivit. Asta este, nu avem ce face, astea sunt vremurile în care trăim. Vremuri în care, nu-i așa, vine căldura și, spun specialiștii, cel mai cool, doamnelor, domnișoarelor, notați-vă, cel mai cool imprimeu pentru vara aceasta, da, este imprimeul zebră. Cel mai intrend, cel mai mișto, cel mai fancy, cel mai cool imprimeu este, eu s-o zebră la regim, din ce se vede, trebuie să fie, băi, luată dunga asta neagră, da? Deci imprimeurile cu zebră sunt la modă. Erau la modă și anul trecut, până a fi plecat Köve și la Bruxelles. Și dacă mai rămânea, erau la modă și acum, fără să ne spună experții. Zebra la modă, săracii români din Madrid, vreo trei sunt și ei acum cu imprimeuri zebră, că ce-or făcut românii noștri? Or fura două maimuțe din Madrid, de la Zoo Madrid, las-o dracului, mă, chiar nu mai e de mic de furat în Spania aia. Am ajuns să furăm maimuțe, că pe vremuri se fura cu maimuța. Acum furăm maimuțe, dar ce că niște maimuțe scumpe. O maimuță de aia costă 10.000, prețul unei maimuțe pe piața neagră e 10.000 de euro. Dar ce dracu știe maimuța aia? Face și cartofi prăjiți și nici nu te ceartă când ieși în oraș cu prietenii la o terasă. A? Românii de frică au abandonat maimuțele într-o stație de autobuz. Cred că maimuțele i-au trimis pe român. Bă, mergeți, aduceți țigări și o cafea, că după atâta detenție am poftă de duhan. Scumpe maimuțele în Spania, 10.000 de euro maimuță. Dar și în România scumpe animalele. De exemplu, la noi o vulpiță e 150 de milioane. Vulpița, o știți pe vulpița de la emisiunea, nu-i dau numele, Acces Direct. A mai halit o reclamă, postul, o amendă postul pentru cele spuse
de Vulpița sau la adresa Vulpiței, 15.000 de lei noi. Păi ce sunt ăștia la banii lor, mă, că ăștia fac miliarde în urma mizeriilor pe care le prezintă. Vulpița și cu Viorel. Am văzut niște poze, chiar pe 1 iunie circulau pe internet, părinții și copiii își făceau poze undeva în extravilan, se întâlniseră cu celebru cuplu. Să-ți faci poze cu Vulpița la 7-8 ani, să-ți faci selfie cu Vulpița la 7-8 ani, păi mă gândesc eu că e ok, adică, nu știu, mulți părinți nu-și permit să meargă la mare și atunci în locul pozelor cu diverse aia, și în plus, dacă ai poze cu Vulpița, poți să le arăți copiilor, bă, învață să n-ajungi așa, învață. Nu, și eu nu cred că strică să ai în telefon o poză alături de Vulpița. Eu, de exemplu, cu Vulpița și cu Viorel mi-aș face poză, dar cu Ponta nu. Ei, căzrele sau cum îs ele animalele, dar mai rău animal ca omul nu există pe suprafața pământeană. Auziți, domne, în America, țara tuturor posibilităților, un nepot de 37 de ani a fost prins când își mânca bunica. Bunică de 90 de ani, o fi fost camațoasă, nu a reușit să o mănânce de tot și l-a surprins mătușii sa în bucătărie cum mânca la propriu din bunică, la propriu. Extraordinar, așa ceva. Numai în America se poate, domnule. Act de canibalism. Nepotul să-și mănânce bunica de 90 de ani. Acum mă întreb și eu, Neanelu Iliescu, nu are cumva un nepoțel cu porniri canibale? Că în ăla ne-ar fi speranța, că în rest... Acum eu înțeleg să... Ce știi? Eu înțeleg. Înțeleg să mai muști din bunic, să-l mai înțepi, să mai... Că mă uit la și la ăsta meu mare, că te joc cu socră mea, să bat, să ceartă, el o mai mușcă. Dar pe de aici și până la o servi la cină sau la prânz, e cale lungă. Dar nici socra nu se lasă, acum e veselă, ioi ce veselă-i, aseară a fost și-o jucat bridge. S-a întâlnit după 3 luni cu prietenii, cu Ibi, cu Mircea, cu Imre, cu Liviu și-o tras un bridge, o câștigat 27 de lei la bridge. Marți aduce și pensia, aduce domnul poștar și pensia, nu-i rău, joacă, bă, acum nu s-o laudă pe socră mea, trebuie să zic și asta, trebuie să o... Da. Îi merge, cum zice Piersic, îi merge trotineta. Totuși jocul de bridge e un joc cam greu. Mai greu decât șahul, mai... E greu. De-aia când am auzit că Ludovic Orban are ca hobby bridge-ul, m-a bufnit râsul. Păi ăsta și la loto își pierde bani, da? Păi la bridge, care e un joc pentru cap. El face pe premierul fără cap. Expert în bridge, fostul meu profesor de la facultate, Călugăreanu, campion național. Oameni deștepți, că de-aia în 83, dacă nu știați, vă spun eu, pe lângă faptul că Păgina Pistol o cheamă Georgeta Pistol în buletin, în 83 Ceaușasca a interzis bridge-ul în România, deși fiul său Valentin era unul dintre cei mai buni jucători. Era un fel de președinte al federației, da? Păi a mers Emil Bobu la Brașov și era ceva întâlnire de asta de brigeuri din România și din țările vecine și prietene, care ținea de vinerea până duminica, acolo 95% erau oameni cu studii și s-o cam speriat cabinetul 2 că au zis că ce fac atâția intelectuale acolo la mese? Joacă ei cărți sau pun ceva la cale? Și atunci ori desfința Federația de Bridge, deci Federația de Bridge atentat la demnitatea statului românesc. Da, și joacă socra Bridge, mai câștigă, mai pierde, mai... Da, cât despre mine, au încercat și pe mine să mă învețe, dar... Măcar eu nu declar că am hobby bridge-ul ca Ludovic Orban, eu rămân la șeptică și la filcăi. Și rămân alături de voi, aci pe Facebook și aci pe YouTube. Că zicea cineva, zice, atâta v-am căutat pe internet, nu v-am găsit. Doamne Dumnezeule, dar unde m-ați căutat? Pe YouPorn, unde m-ați căutat? Pe YouTube, zice, nu v-am putut accesa pe YouTube. Păi dacă ai cont de Gmail, poți să accesezi orice. Și dacă n-ai, scrie acolo pe YouTube, Nicu Bendea, și ceva mocă de-a mea trebuie să apară, că sunt acolo zeci de filmulețe. Vai, zice, nu știm unde ați dispărut. Vor blocat ăștia. Am crezut că vor legat. Am crezut că socra vă tăia cablul de internet. Nu, am fost pe YouTube și postam doar link-ul pe Facebook, că n-am putut 14 zile... carantină de voie de nevoie. Așa că stăm împreună până să mai poate, că
Ne-or colecta și pe noi de aici și ne-or duce undeva în spațiu, ca pe Elon Musk, dacă vorbim prea multe. Până se poate vorbim aici, facem front comun și nu ne lăsăm. Că vedeți, ușor, ușor, ceva putem schimba dacă suntem uniți. Unde smulți, puterea crește și Facebook-ul ne sporește. Un weekend plăcut, cei care sunteți pe scară, să vă simțiți bine. Doamnelor, mergeți în continuare la coafor, la terasă, că se anunță vreme bună, de ploaie. Simțiți-vă bine, distrați-vă, uitați de faptul că am trecut într-o perioadă grea și urmează una și mai grea. Nicu Bende a fost și pentru dumneavoastră în această dimineață de vine. Cer scuze că am exagerat, am vorbit prea mult. De acum vă las pe voi să vorbiți în comentarii. O zi superbă, un weekend de milioane, chiar și fără bani.